Salutare, sunt la Buftea. O să încerc niște năluci aici, pe Calubălan, Lacul Mare. Fac niște oameni bai acolo. Și apoi mai merg pe canal, pe partea cealaltă. Să vedem dacă reușesc să prind ceva astăzi. Am o oră jumate la dispoziție. Este 7 fără ceva. O să merg de-a lungul digului. O să dau pe aici cât pot. Și dacă nu se întâmplă nimic, o să mă duc pe canal și acolo sper să prind ceva. Hai să vedem. Să încep cu cele care au dat rezultate ultima dată. Încerc să-i las coada cât mai scurtă, că am avut destul de multe rateuri pe jiguri mai mici, mai scurte, cu tijă mai scurtă, așa că sper ca pe asta să meargă. Așa de plăcut e pe Buftea. Stai așa pe margine, nu te bagi prin boscheți. Arunci și atât. Nici măcar un țâc pe Lacul Mare. O să mă duc pe canal. Chiar n-are rost să mai insist, mai am foarte puțin timp. Acolo sunt șanse puțin mai mari să prind. Ăla-i mă, în sfârșit, primul biban, cred. Dacă mai este. E minuscul, cred că e biban? E bibănuș, mă. Cam așa merge ziua de astăzi. Da, să ne înțelegem. A fost vina lui. Of. După mai am vreo 40 de minute de pescuit și se pare că cam așa ne prezentăm. E un început. Ăla-i mă, wow, și e mare. Hai, nu te pierde. Pește, rămâi acolo. O fi un somn pitic imens. Da. Fix ce mi-am dorit să prind. Somnoci piticoci. Uite, o pisică acolo, s-ar putea să ai ce mânca. Uite-o. E mare. Păcat că nu-i biban sau altceva. Nu-i nimic. Mă mulțumesc și cu așa ceva. Atâta timp cât am parte de un drill. S-a simțit exact ca un biban frumușel. N-am de ce să mă plâng. Merge? Merge. O, da. Ce destin glorios a avut acel somn pitic.
Nu cred, am aruncat la plezneală, frate. Ia uite-l, mă. Unde ai stat tu, mă? Nu e mare, dar e mai bun ca primul. Și nu e pitic. Trei pești. Mi-am atins targetul pe ziua de astăzi. Hai să vedem dacă mai putem prinde ceva. Deci, o oră jumate n-am prins nimic și acum, în ultimele 15 minute... Deci am pus iar guma asta și a început. Chiar... Uite, atac. Băi, fascinant. Ah, și mi-a luat coada. Nu-i semn rău. O să închei acum, nu știu mai încolo cât o să fie de bună lumina. Mi-am atins targetul de astăzi pentru de pești. Am... A fost o zi, să zicem, la cât de mult am pescuit, de succes. Și doar în ultimele 15 minute am prins ultimii 2 pești. Așa că o să mai pescuiesc puțin, s-ar putea să mai prind ceva, nu știu, o să vedem. Oricum, e de venit aici, e de căutat, sunt cam pretențioși, se pare, în perioada asta, a fost foarte cald. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați și dacă vreți să vedeți și următoarele postări și ne vedem data viitoare.